Vocile care contează în această seară, doamna Georgiana Pascu, manager de program la Centrul de Resurse Juridice. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Și colegul meu, Ovidiu Vanghele, prin Zoom. Te salut, Ovidiu, jurnalist la publicația independentă Centrul pentru de Investigații Media, primul care a adus în spațiul public, în atenția publicului, la începutul acestui an, fenomenul și ceea ce se petrecea în aceste centre în zilele de bătrâni. Doamna Pascu, cu dumneavoastră aș vrea să încep această discuție absolut înfiorător, ceea ce am văzut astăzi, dar ceea ce am văzut și publicat la începutul anului de Ovidiu Vanghele și colegii de la Buletin de București. Ați făcut și dumneavoastră inspecții, controle în aceste zile? Cum a fost și ce reacții ați întâmpinat? Da, Centrul de Resurse Juridice organizează vizite inopinate în centrele care sunt ținute închise persoanele cu dizabilități intelectuale și sau psihosociale, indiferent de vârstă, copii, tineri, adulți, vârstnici, încă din octombrie 2003. Anul trecut, în perioada septembrie, cuprinsă între septembrie și noiembrie, am vizitat trei dintre centrele acreditate și licențiate în județul Ilfov, centre în care accesul a fost deosebit de dificil, în care a trebuit să apelăm la ajutorul serviciului 112 și în care am găsit mai multe persoane care nu știau cum au ajuns acolo, care s-au plâns de faptul că sunt ținute împotriva voinței lor, că nu au acces la tratament, că nu mănâncă suficient, că vor să plece de acolo și că unele dintre ele inclusiv că au fost bătute, legate și supuse unor diferite forme de violență. Cel mai important însă este că la momentul la care noi am ajuns acolo, furnizorii de servicii sociale privați, în speță un ONG și un SRL, ne-au răspuns că dețin toate autorizațiile și acreditările de funcționare, că au inclusiv contracte de furnizare de servicii încheiate cu direcții generale de asistență socială și protecția copilului, că au fost vizitate, inspectate de autorități ale statului, în speță agențiile județene de inspecție și prestații sociale. Și noi, la rândul nostru, am sesizat Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, direcțiile de asistență socială din Ilfov și București, Agenția Națională pentru Inspecții și Prestații Sociale și surpriza mare a fost că toate aceste instituții responsabile ale statului ne-au răspuns că nu văd nicio problemă acolo și că dețin toate autorizațiile legale de funcționare. Cu atât mai mult cu cât sesizările dumneavoastră nu erau primele făcute la autorități. Ovidiu, tu ai publicat într-un serial de trei materiale această anchetă despre situația căminelor de bătrâni. Spune-ne, detaliile pe care le-ai publicat acolo sunt unele efectiv foarte greu de citit, foarte greu de digerat. Într-adevăr, au fost greu de dus și pentru mine și colega mea, Bianca Albu, de la Buletin de București. Noi împreună am făcut documentarea asta. Am început-o undeva prin vara anului trecut. Cumva, pe parcurs, am aflat că și cei de la CRJ au în vizor, ca să zic așa, respectivele centre și cumva am stabilit așa din mers un parteneriat pentru a lămuri cât mai clar ce se întâmplă acolo. Sigur, noi cu mecanismele și instrumentele noastre de jurnaliști de investigație, colegii noștri de la CRJ, cu expertiza pe care o au, în special Geopascu, este, după părerea mea, unul dintre cei mai importanți, până la urmă, specialiști în zona asta, pentru că uitându-se de 20 de ani, cum ea însă și-a spus mai devreme, la domeniul ăsta, e evident că înțelege foarte clar despre ce e vorba. Apropo de ce spunea ea mai devreme, eu am mai văzut situația asta, chiar tot așa într-un soi de parteneriat cu ea și colegii de la CRJ. Am mers și am documentat un caz aproape similar la Breaza. Îmi amintesc că în povestea au murit într-un an și jumătate 6 oameni din 30 dintr-un centru care era absolutamente neacreditat, nelicențiat, nenimic, dar
primea oameni de la un DGASPC de sector. De data asta era vorba de sectorul 4, condus atunci de Piedone. Țin minte, apropo de ce spunea Geo, că nimeni nu vede de fapt nenorocirile de acolo. După ce am publicat noi atunci, Piedone s-a dus acolo și într-un acces din ăsta de PR pe vremea aia la Antena 3 Firește, a mers prin camere, a mers prin bucătărie și la un moment dat a văzut că un capac era puțin, de la un borcan din frigider, era puțin ruginit. Și a zis, capacul ăsta e ruginit, aruncați-l. Și s-a uitat la ceas și era ora 11 și a zis, faceți de acum prânzul, sunt cârnați ăștia, făcuți de acum și mâncați peste o oră, aruncați-i și faceți atunci proaspeți. Astea au fost neajunsurile, să zicem, pe care le-a găsit atunci Piedone. Evident că și în situația asta, după documentarea noastră, după vizitele colegilor de la CRJ, după ce noi am publicat, statul a venit și a spus, fugiți domnule de aici, că nu e nicio problemă, nu se întâmplă nimic. La un moment dat, imediat după ce am publicat, am luat și noi act de faptul că Ministerul Muncii a trimis... Ne-am publicat ultima din seria de trei, ultimul din seria asta de trei materiale, undeva în jur de 8-10 februarie. Și undeva pe 15 februarie, Ministerul Muncii a trimis o circulară către centrele astea, despre care noi scrisesem că în ele se întâmplă niște orori, așa cum noastră spuneați mai devreme. Le-au scris în circularea, vă rugăm noi mult de tot, respectați legea. Vă rugăm foarte mult să respectați legea, totuși nu putem să ținem bătrâni cu copii, știți legea, deci vă rugăm să luați și dumneavoastră puțin legea la mână și să vedeți cum facem. Cam asta a fost măsura pe care statul român a gândit-o atunci. Și sigur, după ce am publicat cel de-al treilea din seria asta de trei materiale, care într-adevăr conținea niște detalii, cel puțin la nivel vizual, foarte greu, repet, dus inclusiv noi, reporteri fiind, autoritățile tot așa s-au învârtoșat puțin și au mers într-un control din ăsta anunțat cu o săptămână în urmă, înainte, cumva formal anunțat, la acel centru și au dat o amendă de 6.400 de lei pentru că, nu știu, au găsit că lenjeria murdară era depozitată direct pe podea. Acolo au fost, din ce a scris voi, Ovidiu, problemele nu erau noi, erau de câțiva ani. Fuseseră depuse și sesizări. Tu ai stat de vorbă cu foste angajate de la centrele respective, exact. Iar detaliile pe care ele le-au dat cu fostul proprietar al clădirii în care funcționa unul dintre cămine, iar detaliile pe care ei le-au dat sunt absolut înfiorătoare. Absolut, așa este. Despre condițiile în care trăiau acei oameni și erau ținuți acolo. Perfect de acord. Cuvântul ăsta este înfiorător, înspăimântător, abominabil, aș putea să spun. E sigur, pare că trăim într-o realitate paralelă noi și cu statul român. Adică nouă ne-au spus femeile alea care au lucrat acolo niște luni, niște ani chiar. Erau două persoane, aș vrea să păstrez anonimatul lor, dar una mai mult de un an, mai mult de un an jumate, dacă mi-amintesc corect. Oamenii ne spuneau, dumne, mănâncă lături, înțelegeți că mănâncă lături? Ce vedeți aici în imaginea asta sunt niște poze cu ploșnițele din pereți. Așa arătau pereții atunci când proprietarul casei a venit în sfârșit și a avut acces acolo. Sigur, ei se foloseau de pandemia de COVID și nu permiteau nimănui să intre acolo. Iar în spatele poveștii astea cu pandemia s-ascundeau exact lucrurile pe care le vedeți. Din păcate, regulamentele astea CNA și așa mai departe nu vă permit să arătați în clar pozele respective. Da. Cei care... Sigur, sunt mai tari de înger, pot să intre pe site-ul nostru și de bună seamă și pe site-ul Buletin de București și să le vadă acolo publicate. De exemplu, în poza asta este o doamnă care are pur și simplu a luat un pumn în nas. Despre asta e vorba. E o femeie care are piramida nazală fracturată, cel mai probabil de la un pumn, pentru că nu pare să aibă o altă lovitură la față, nu știu, în momentul în care cazi cu capul de ceva sau așa, te mai lovești undeva.
are pur și simplu, a luat un pumn în față. Nu era, nu era singura în această situație asta, din ce a scris voi acolo? Nu. Erau niște abuzuri sistematice, bătăi sistematice la adresa... În acest al treilea centru, care inclusiv cronologic este al treilea din seria noastră, noi am găsit statistici interne, documente interne, pe care sigur le-am predat procurorilor odată ce am fost audiat ca autor al textelor, statistici cu un număr de, nu știu, probabil 20 spre 30 de morți, cam așa deducem, pentru că sigur nu erau statistici din astea formal făcute, erau niște caiete pe care se scria acolo, intrări, ieșiri, mort, mutat, internat la spital și așa mai departe. Doamna Pascu. Da. Asta, lucrurile astea încă o dată sunt reale. Mă bucur că acum, sigur, poate târziu pentru unii, dar cumva de înțeles, având în vedere modul în care funcționează justiția noastră, în final sunt cumva asumate de o autoritate a statului, care vine și scoate pe oamenii de acolo în primul rând, pentru că despre asta e vorba. Imaginați-vă că noi am scris lucrurile astea în final de ianuarie, început de februarie, ne-am apucat de documentat undeva prin iunie anul trecut, iar la momentul la care ne-am apucat noi de documentare, oamenii cu care am vorbit inițial, să lămurim ce e acolo, ne spuneau nu numai că ei știu de un an, doi, ne spuneau că au făcut zeci și zeci de plângeri în legătură cu ce se întâmplă acolo. Era vorba de vecini și așa mai departe. Deci erau foarte mulți oameni care știau și de la un punct încolo și autoritățile statului știau de ani deja, dacă dăm puțin filmul în spate. Sigur, normal, cred eu că ar fost ca la momentul la care am publicat, oamenii ăștia să vină, autoritatea statului, vorbesc, instituțiile de forță, ca să zic așa, era normal să vină să-i scoată pe oamenii ăștia de acolo în secunda 2. Acum, nu știu, poate a meritat, din perspectiva probatoriului sau mai știu eu ce, să rămână acolo, poate în niște condiții un picuț mai bune, gândindu-se, nu știu, mi-închipui că s-au gândit că există niște ochi pe ei și pe ce se întâmplă acolo și au îmbunătățit un pic cu condiție, sperând că povestea va trece, cum au trecut probabil și altele și, din păcate, mă tem că o să mai treacă și altele. Foarte, foarte bune condițiile n-au fost, Ovidiu, după cum au arătat imaginile și declarațiile procurorilor și ale martorilor, vecinilor, foarte bune n-au fost față de momentul în care ați scris voi. Doamna Pascu, întrebarea, cum este posibil ca astfel de centre să funcționeze și să funcționeze în ciuda avertizmentelor trase de ONG-uri ca al dumneavoastră, de jurnaliști, de persoane implicate, angajați, vecini, proprietarul casei în care funcționa centrul? Cum este posibil? Acum pot să spun așa, pe scurt, perspectiva noastră, evident, a Centrului de Resurse Juridice. Cum este posibil? Multă nepăsare, multă stigmă și prejudecată la adresa acestor oameni. Mă refer la persoanele cu dizabilități și în vârstă din aceste centre. Deținerea controlului exclusiv la nivelul unor autorități controlate politic de înalți demnitari ai statului român. Mulți, mulți bani, pentru că minim 6.000, 8.000, cred că împreună cu Ovidiu am scris și despre 10.000 de lei pe lună plătiți pentru o persoană. Restricționarea accesului complet la servicii în comunitate, și când spun complet îmi asum foarte bine ceea ce spun, pentru că în municipiul București nu există servicii pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Dacă acum în familie există un tânăr adult sau un vârstnic cu dizabilități severe, statul nu oferă nimic. Statul îi mută la Aldeni, în județul Buzău, după care mergem acolo, îi vedem în 2013, îi mută peste noapte în Breaza, unde îi vedem împreună cu Ovidiu, apoi îi mută unde îi găsim tot cu Ovidiu în Bragadiru, apoi îl mută în Giurgiu, apoi îi găsim aici. Este ceva inadmisibil ce se întâmplă în condițiile în care spunem de 10 ani de zile că anual în aceste centre, în centrele publice, pentru că, atenție,
nu există informații publice despre persoanele care primesc servicii în aceste centre private finanțate din bani publici. Anual mor în centrele publice în jur de 1500-1800 de oameni despre care nu știm nimic, cu toate că acestea sunt decese suspecte. Mai apoi, persoanele acestea, dacă vor să se plângă, să sune, noi cu ochii noștri am documentat în sute de vizite de monitorizare în România. Nu există telefon. Vă puteți imagina să fiți închis într-un loc unde nu puteți să sunați, asta în condițiile în care conștientizați abuzul și știți că ați putea să primiți ajutor. Imaginați-vă că noi, eu personal, am apelat la 112 în județul Ilfov de 2 sau de 3 ori. Și am ajuns să ne bucurăm când am spus împreună cu colegele mele, am găsit un polițist bun, i-am spus noi, adică unul care a venit și a încercat să ne ajute să intrăm și da, poate chiar să ne și protejeze de unii dintre angajații din acele centre. Dar una peste alta, aceste persoane, cum spunea și Ovidiu, au rămas acolo luni de zile, după rapoartele noastre, după plângerile noastre. Ministrul Muncii, un secretar de stat din Ministerul Muncii, după apariția materialelor publicate de Ovidiu și de Buletin de București, au considerat de cuvință că trebuie să retragă accesul CRJ în aceste centre, cu toate că inițial ne-au răspuns la toate rapoartele și sesizările noastre că nu există niciun motiv de îngrijorare. Pentru că acum să aflăm din știrea dumneavoastră că, de fapt, Ministrul Muncii comunică, nu, că a retras licența de funcționare în luna mai, atenție, la ceva timp după ce noi am scris și ne-am plâns, dar mai apoi a doua zi le-a emis o altă licență. Și nu înțelegem cum e posibil așa ceva. Da, un comunicat de 3 pagini în care, pe scurt, explică că au fost controle și le-au pus în vedere să respecte regulile și... Exact, dar asta ce ne arată? Ne arată că România a fost degeaba condamnată. În februarie 2004, eu cu ochii mei l-am văzut pe Valentin Câmpeanu, un tânăr abandonat de autoritățile statului într-un spital, într-un depozit de mobilă. Valentin Câmpeanu a murit la câteva ore după vizita mea în acel centru. Am stat 10 ani de zile Centrul de Resurse Juridice în instanțele din România. Ne-am dus mai apoi la CEDO, care a condamnat statul român, atât în CRJ numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României, cât și în alte 10 de hotărâri. Acum 3 săptămâni, Comitetul de Miniștri de la Strasburg a publicat 2 decizii în care atrage atenția statului român că nu își execută obligațiile din hotărârile prin care a fost condamnat. Prin urmare, multă, multă nepăsare, dezinteres și, de fapt, vorbim despre un malpraxis în asistență socială care de cel puțin 20 de ani nu este sancționat. Spuneați că Ministerul Muncii, reacția a fost să vă taie accesul, exact, în aceste centre după ce ați semnalat aceste probleme. Nu, după ce Ovidiu și colega lui au publicat articolele. Cât timp noi am sesizat în scris și nu a fost conștientizată opinia publică, nu i-a deranjat. Ceea ce este și mai grav este nu doar că ne-au retras accesul, dar modul în care au făcut-o și cum au comunicat. Am primit informații că într-o mare conferință cu toți directorii de GSPC din România, secretarul de stat, domnul Vasil Coiu, a anunțat public, v-am scăpat de CRJ. Mm-hmm. Nu vă mai deranjează CRJ prin vizite inopinate. Prin urmare, în momentul în care ai un secretar de stat, în persoana acestui domn, care a fost desemnat coordonatorul Comitetului Național de Dezinstituționalizare la Ministerul Muncii, are cea mai mare putere în acest moment și poate să controleze unde ajung acești oameni, ce se întâmplă cu ei. Și era deranjat de prezența noastră. De ce? Poate și pentru că vorbim despre bani. România trebuie să-și asume acum că atinge mai multe ținte în fața Comisiei Europene. Sunt sute de milioane de euro care intră acum în bugetul statului pentru ca acești oameni să trăiască în comunitate. Iar serviciile pe care dumneavoastră le-ați văzut acum în imaginile procurorilor sunt servicii pe care statul român le raportează la Bruxelles ca fiind servicii în comunitate. Aș vrea să citesc puțin dintr-o declarație pe care ți-a oferit-o una dintre angajatele, dintre fostele angajate de la centru. Nu este nimic în regulă acolo, credeți-mă. Toți erau mușcați de ploșnițe,
au ajuns să aibă viermi în zonele intime, escare adânci până la os. Nu vă puteți imagina în orice zi, deci în orice zi, nu exista zi în care să nu fie două, trei nereguli mari, nasoale rău. Pur și simplu nu ai cum să ai două infirmiere în tot azilul acela, ele pur și simplu nu fac față. Ovidiu, voi a scris și despre posibile încrengături politice ale acestor, cazuri. Înainte de a discuta despre încrengăturile politice, aș vrea să răspund și eu la întrebarea pe care ați adresat-o Georgianei mai devreme. Întrebarea suna dacă... Cum este posibil să se întâmple astfel de lucruri, să continue, chiar dacă autoritățile au luat la cunoștință despre ele? Exact. Mecanismul este foarte simplu. Sigur, Geo are tendința să ducă discuția într-o zonă din asta specializată. Eu am cumva plutesc așa pe deasupra fenomenului și cu înțelegerea mea de jurnalist am constatat următorul lucru. Acest sistem este intenționat extrem de complicat, e o sumă întreagă de instituții care acordă licența, alte instituții care verifică respectarea condițiilor în timpul nu știu ce. După aia, DGASPC-urile practic furajează, dacă îmi permiteți această, nu știu cum să-i spun, aberație lexicală, cu oameni aceste centre și sigur și cu bani, că oamenii vin cu prețul pe ei și cumva nimeni nu răspunde. Despre asta e vorba, este o fabrică de bani într-un mecanism din ăsta pur românesc în care vin niște inși care au conexiunea necesară astfel încât să deschidă robinetul cu oameni și cu bani de la stat, da? Și scriu pe hârtie acolo, domne, noi le dăm toate serviciile medicale, îi hrănim bine, îi cazăm bine, le dăm tot felul, o să facem mâine un follow-up, cumva fac o paranteză și o să vedeți acolo. Mi se spune că în aceste centre erau ateliere de creație, de pictură. Dumnezeule mare, înțelegeți? Oamenii ăștia stau câte 30-40, niște oameni care au nevoie cumva de supraveghere permanentă, de grijă permanentă, cu doi angajați, care în principiu sunt două doamne de pe la țară, de prin Olt sau de pe nu știu unde, care sunt cumva mutate cu totul aici și stau practic și ele cu oamenii acolo și le gătesc o ciorbă de teci și așa mai departe, cu foarte puțin bani. Deci, practic, în aceste găuri negre care sunt așa numiți furnizori de servicii sociale, se scurg foarte, foarte mulți bani și în schimbul acestor bani, oamenii pe care statul îi trimite acolo nu primesc absolut, absolut niciun serviciu. Imaginați-vă, vă dau un exemplu și cu asta închid. Imaginați-vă că într-unul dintre centrele acestei asociații, se numește Asociația Gabriel cel Viteaz, poate găsiți noastră acest sfânt, noi nu am reușit să-l găsim. Bine, poate nici nu suntem noi prea bisericoși. Într-unul din centrele acestei asociații, spuneam, am găsit un contract de furnizare de servicii medicale, repet, pentru un număr de 30 de oameni total dependenți, da? Servicii medicale de toate felurile, de la terapie, terapie psihologică, pardon, tratament psihiatric, kinetoterapie, medicină generală, tot felul de alte specializări din astea din medicină, așa, pentru 3.000 de lei pe lună, pentru 30 de oameni pe lună. Vă puteți imagina că oamenii chiar primeau ceva de acești bani? Ăla era un contract, un fel de abonament, așa. Deci pe hârtie lucrurile arătau extraordinar de bine. Pe hârtie lucrurile... Scuze, nu v-am auzit. Pe hârtie lucrurile arătau extraordinar de bine, în realitate vorbă, nici pomeneală. Sunt niște oameni care simulau niște nu știu, condiții rezonabile, aveau în spatele lor niște hârtii, de exemplu, toate contractele de catering pentru aceste trei centre despre care noi am scris
la începutul anului și care acum au fost vizitate de parchet și de toată, nu știu, caravana aia de salvări și așa mai departe, toate au un contract de catering cu niște firme care nu există. Noi, totuși, eu, după 21 de ani de jurnalist de investigație, am pretenția că pot să găsesc o firmă. E, într-un în cazuri, firma exact din centrul ăsta unde sunt imaginile acum, firma aia nu există. Da? Și un contract nesemnat care nu are în spate, nu știu, niște rapoarte de activitate. Dom'le, le-am dat ciorbă și, nu știu, cartofi prăjiți cu pui sau ceva, sau, nu știu, ceva, orice. Nu, nu există lucrurile astea. Și când vin oamenii în control, spun, dar cum? Oamenii mănâncă catering. Și când au fost colegii, Georgiana și colegele ei de la CRJ, când au fost în centrul ăsta, la fel, li s-a prezentat acest contract de catering, după care brusc a apărut dintr-o cameră care fusese până atunci închisă, a apărut o oală cu ciorbă. Se făcea, de fapt, ciorbă când au ajuns ele acolo. Cam ăsta e nivelul grijii pe care oamenii ăștia care își fac genul ăsta de centre îl acordă beneficiarilor. Și cumva statul a făcut acest sistem în care li se permite. Dacă întreb la asistența socială locală, da, SPAS-ul, serviciul primăriei, primăria spune, nu avem, domne, noi treabă, nu. Dacă întreb la DGASPC, domne, vedeți ce e aici? Cum, dom'le, că e foarte bine, nu e nicio problemă. Noi avem contract cu ei, uite, au catering. Dom'le, nu e catering, le-a dat dintr-o lătură, dintr-o oală, nu? Și tot așa, poveștile astea vor continua. Problema de legalitate, într-adevăr, este una gravă, pentru că legea este subțire și foarte, foarte permisivă. Am reținut o comparație pe care ai făcut-o tu. Poți să-ți deschizi un centru de îngrijire a bătrânilor cu o declarație pe proprie răspundere și spune, e ca și cum ai primi dreptul de a conduce mașina în ziua în care începi școala de șoferi. Ne apropiem de final. Exact. O concluzie în 30 de secunde, doamna Pască. Sunt 10.000 de persoane cu dizabilități și persoane în vârstă private de libertate, închise în așezăminte publice și private. Obligația statului legală este de a le proteja împotriva oricărei forme de abuz și închiderea lor în aceste condiții este sancționată și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Prin urmare, ar trebui ca imediat să ne asigurăm că nicio persoană nu mai este închisă și nu mai suferă în aceste condiții.